Charlie și fabrica de ciocolată. Capitolul 24. Veruca în sala cu alune. Domnul Wonka înainta grăbit pe coridor în continuare. Sala cu alune, scria pe o ușă. Haideți să facem o pauză aici, să vă mai trageți răsuflarea, zise el. Priviți prin geam, dar vă rog să nu intrați, altfel îmi deranjați veverițele. Toată lumea se adună la ușă. Bunicule, privește, strigă Charlie. Veverițe, strigă și Veruca Salt. Fluieră Mike Tiv uimit. Era o priveliște uimitoare. 100 de veverițe ședeau în jurul unei mese pe niște scaune înalte. Masa era plină de alune, iar veverițele munceau cu o viteză amețitoare să le decojească. Sunt veverițe antrenate să decojească alune, zise Willy Wonka. Dar la ce vă trebuie veverițe când îi aveți pe omuleții umpa-lumpa? Omuleții, dragi de ei, nu sunt în stare să scoată aluna întreagă din coajă. E foarte dificil și numai veverițele știu să facă treaba asta bine. Eu insist ca toată ciocolata noastră să fie cu alune întregi, așa că am nevoie de veverițe pentru treaba asta. Să le vedeți cum încearcă fiecare alună, să vadă dacă e seacă. Își dau seama după sunet dacă o alună e bună sau nu. Dacă e seacă, nici nu se mai obosesc să o deschidă. O aruncă direct la gunoi. Uitați-vă la veverița aia. Cred că a dat de o alună proastă. Văzură cu toții cum veverița ciocănea în coajă. După ce ascultă o clipă, ținând capul puțin tel aplecat, a zvârli hotărâtă aluna peste umăr într-o groapă din podea. Mami, zise deodată Veruca, m-am decis. Vreau o veveriță. Vreau una dintre veverițele alea. Puișor, nu se poate. Sunt ale domnului Wonka. Ce-mi pasă? Vreau și eu una. N-am decât 2 câini, 4 pisici, 6 iepuri, 2 peruși și 3 canari, un papagal verde, o țestoasă, un acvariu cu peștișori aurii, o cușcă cu șoricei albi și un hamster amărât. Vreau o veveriță. Bine, iubire, zise maica sa blând, mami o să-ți ia o veveriță cât de curând. Nu vreau orice veveriță, țipă fetița, vreau o veveriță antrenată. Atunci domnul Salt, tatăl Verucăi, scoase portofelul și se prățăpi dinaintea domnului Wonka, plin de importanță. Stimate domn, zise el, cât cereți pe una dintre veverițele astea? Nu sunt de vânzare, domnule, Veruca nu poate să ia niciuna. Cum adică nu pot? Urlă copila. Ba pot și chiar acum mă duc să-mi iau una. Nu! Strigă Willy Wonka. Dar era deja prea târziu, căci Veruca deschisese ușa și intrase în sală. În secunda aceea, cele 100 de veverițe se opriră brusc din munca lor și își ațintiră ochișorii rotunzi asupra intrusei. Veruca se opri și ea cu ochii țintă pe ele. Ochii una drăgălașă care era și cel mai aproape de ea. Ținea o alună în lăbuțe. Super, zise fata. Pe tine te vreau. Întinse mâna să o apuce, dar chiar în secunda aceea o mișcare fulgerătoare străbătu toată sala. 100 de veverițe săriră deodată pe Veruca. 25 o apucaseră de brațul drept, pe care îl țintuiau la pământ. 25 o apucaseră de brațul stâng, pe care îl țintuiau la pământ. 25 o apucaseră de piciorul drept, pe care îl țintuiau la pământ. 24 o apucaseră de piciorul stâng, pe care îl țintuiau la pământ. Iar ultima, evident căpetenia lor, se cățără în capul copilei și începu să o lovească cu lăbuțele. Ajutor! Strigă disperată mama fetiței. Ce-i fac? Ajutor! O testează să vadă dacă e bună sau seacă, zise domnul Wonka. Fiți atenți! Veruca se zbătea disperată, dar veverițele o țineau bine lipită de pământ, iar în acest timp căpetenia continua să-i ciocăne capul cu lăbuțele ei mici. Apoi, toată odată, începură să o tărească spre gaura din podea. Ia te uită, capul ei a sunat cam sec, zise domnul Wonka. Veruca striga și se zbătea, dar în zadar, căci micuțele rozătoare o țineau bine de tot. Unde o duc?
strigă doamna Salt. Unde se duc toate alunele seci? La gunoi. Ia te uită! Chiar o aruncă la gunoi! Zise tatăl fetei încremenit de uimire. Salvează-o! Strigă maică sa. Prea târziu, s-a dus, zise domnul Wonka. Și așa și era. Unde s-a dus? Întrebă disperată mama, agitându-și brațele în aer. Unde se duc alunele seci? Unde e gunoiul ăla? Ei bine, gaura aceea dă direct în canalul colector al fabricii, unde se aruncă toate gunoaiele, cum sunt cojile de cartofi, oasele de pește, verzele împuțite și, bineînțeles, praful și mizeria când se face curat. Cine mănâncă pește și varză și cartofi într-o fabrică de ciocolată? Se miră Mikey Thieve. Eu, normal, răspunse Willy Wonka. Poate ți închipui că mă hrănesc cu babe de cacao? Dar unde duce canalul ăsta colector? Continuă să strige mama Verucăi. La incinerator, unde ardem gunoaiele, răspunse firesc Willy Wonka. Atunci doamna Salt deschise larg gura și începu să urle ca arsă. Nu vă temeți, zise Willy Wonka. Poate azi nu e zi de ars gunoiul. Poate, strigă ea. Scumpa mea Veruca, o să o pârpălească ca pe un cârnăcior. Ai dreptate, draga mea, zise soțul ei, apoi se întoarse spre Willy Wonka. Stimate domn, de data asta ați întrecut măsura. Sunt de acord că fica mea e mai dificilă, nu neg asta, dar în niciun caz nu vă permit să o prăjiți la foc mic. Să știți că sunt extrem de furios, extrem! Dar de ce să vă supărați, bunule domn? Răspunse domnul Wonka. O să apară ea la un moment dat. Poate nici n-a căzut în gaură. O fi rămas agățată de trapă și atunci vă puteți duce chiar dumneavoastră să o trageți afară. Auzind asta, părinții Verucăi se năpustiră în sala cu alune și își vârâră capul prin trapa din podea. Veruca, mă auzi? Strigă tatăl ei. Niciun răspuns. Doamna Salt se aplică să vadă mai bine, iar acum era pe jumătate intrată în gaură, cu fundul ei enorm în sus, ca o uriașă pălărie de ciupercă. Era cam periculos ce făcea, fiindcă veverițele nu aveau decât să-i dea un brânci și chiar asta făcură. Buf, se duse doamna Salt cu capul înainte, ciripind ca un papagal vorbitor. Sfinte Sisoie, exclamă soțul ei văzând-o cum se duce. Ce de mai gunoi o să aveți azi! Se aplecă deasupra găurii privind-o cum dispare în întuneric și strigă. Angina, e frumos pe acolo! Se aplecă și mai mult. Veverițele s-au repezit spre el. Ajutor! Strigă el, dar deja o luase la vale prin tobogan urmându-și nevasta și fica. Doamne! Exclamă Charlie care privea de dincolo de ușă împreună cu ceilalți. Ce se va întâmpla cu ea acum? Cred că o să-i prindă cineva la baza toboganului, zise domnul Wonka. Dar dacă ajung în incinerator? Se cutremură Charlie. Nu se face focul decât odată la 2 zile. Poate azi nu e foc, cine știe. Cum le-o fi norocul? Șt, susâi bunicul Joe. Ia uzi, omuleții cântă din nou ceva. Tobele răsunau de undeva de pe coridor, apoi se auzi următorul cântec. Veruca Salt, fetița rea, drept în gunoi a căzut ea. Bineînțeles, noi ne-am gândit că faptul nu e împlinit până nu ne ocupăm și pe părinți să-i curățăm. Așa s-a dus Veruca în jos, iar noi vă povestim frumos că ea acolo în gunoi o să-și facă amici noi, diferiți de cei de aici, ce să mai, cam neciopliți. De pildă, iată, un cap de pește ce pute cam neomenește. Salut, ce faci? Ce fericire! Sunt încântată de întâlnire. Dar ce să vezi, că și mai jos sunt alți amici de soi scârbos, eșunca râncedă, grăsimea porcului, un colț de pâine negru verzui, friptura tare ca o talpă, o scoică împuțită toată, pateul de ficat grețos ce-ți umple nasul de miros, mai sunt o nucă și o pară, stricate lângă o comoară, lăsată de pisică afară. Mai sunt și alte gunoaie, mii, să nu le mai numim copii. Veruca acum în cădere le va întâlni chiar fără vrere. Așa pățesc copiii răi, ajung cu toții la gunoi.
acum, dragii mei copii, vă întrebați voi, iar noi știm, dacă e drept să o învinuim doar pe Veruca Salt acum. E oare singura de vină? Sau ies și alții la lumină? Căci, dragii mei, niciun copil nu se răsfață în pustiu. Cine-i de vină? Cine oare că domnișoara are coarne? Cine i-a consimțit orice? Și cine acum de vină e? Ei, nu vă duceți prea departe, căci vinovații scriși în carte. Ei sunt, iar asta e foarte trist, a ei mămică și tătic. De aceea ne veselim noi că și ei sunt acum gunoi.